Inspectoratul pentru situații de urgență Argeș și-a îmbunătățit baza materială și auto cu echipamente de intervenție modernă și autospeciale noi. Anul acesta, subunitățile de intervenție ale pompierilor argeșeni s-au înnoit cu 7 autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor și un post medical avansat de tipul 1. Ponderea mare printre autospecialele de stingere o reprezintă cele de capacitate mare de 10.000 de litri de apă. Autospecialele sunt destinate intervenției pentru stingerea incendiilor în mediul urban și rural. De asemenea, detașamentul de pompieri Pitești a fost dotat cu un post medical avansat tip 1, care este de fapt o structură mobilă ce are rolul de a realiza triajul rapid al victimelor în cazul unor accidente cu mai multe persoane implicate și de a oferi primele măsuri salvatoare de viață. Acesta dispune de corturi de tratament și triaj specializate pentru a putea trata simultan un număr maxim de 10 victime, iar cu medicamentele, materialele sanitare și echipamentele din dotare se pot îngriji 15-20 de pacienți, dintre care cel puțin 5 aflați în stare critică. Dotările includ sisteme de încălzire și răcire a corturilor, precum și sisteme de iluminat exterior și interior. Toate echipamentele electrice sunt alimentate de un generator de curent inclus în dotarea postului medical, iar manipularea echipamentelor grele este facilitată de un sistem hidraulic. O nouă autospecială de intervenție a intrat în dotarea inspectoratului nostru și este vorba de o autospecială pentru intervenția la incendii de capacitate mare de 10.000 de litri, care a fost repartizată detașamentului de pompieri Bradu. Pompierii de acolo se vor deplasa în cel mai scurt timp în raionul de intervenție pentru a interveni și un timp mai îndelungat datorită capacității mari a rezervorului de 10.000 de litri. Tot în acest context, prin programul Viziune 2020 susținut de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Departamentul pentru Situații de Urgență, luna trecută detașamentul de pompieri Pitești a fost înzestrat cu un post medical avansat de tipul 1 care poate asigura intervenția medicală simultană pentru 10 victime. Acesta poate fi amplasat la nevoie unde sunt incidente cu victime multiple, asigurând intervenția medicală și cu medicamentație, chiar și cu echipamente necesare pentru maxim 20 de persoane la fața locului. Toate achizițiile au fost posibile datorită proiectului Viziune 2020, program operațional infrastructură mare.